Salutare din studioul din București al Columna TV. Sunt Boris Nicolov și vă invit la Discuția Zilei, o emisiune în care încercăm să vă prezentăm lumea altfel decât în alte părți. Facem o retrospectivă a săptămânii astăzi și, bineînțeles, invitatul meu de astăzi este Sebastian Rusu, jurnalist. Salutare, Sebastian! Salutare, Boris! Îi salut și pe telespectatori și să începem! O săptămână care este, într-un fel sau altul, sub Imperiul Justiției, organelor de cercetare penală, a dreptății, cât mai este ea în România. Și vom aborda astăzi trei subiecte. Fac așa, schimbăm un pic așa. Deci dosarul vaccinurilor, care a zguduit piața politică. Apoi Cherecheș, primarul condamnat 5 ani cu scăpare, cu executare. Da, de fapt e cu scăpare. Și să nu uităm și telenovela, sezonul 2 al telenovelei, Arestarea Vameșilor. Hai să începem cu dosarul vaccinurilor. DNA a cerut săptămâna trecută ridicarea imunității parlamentare a fostului premier Florin Câțu și a foștilor miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Și procurorii susțin ceea ce media a spus-o de mult și toată lumea știa. Bă, s-a luat prea multe vaccinuri. Sincer, că s-au cheltuit un miliard. Știu, scandalul ăsta al vaccinurilor trebuia să izbucnească încă de anul trecut. Mi-aduc foarte bine aminte când actualul ministru social-democrat al sănătății, domnul Rafila, Alexandru Rafila, într-o emisiune, de fapt, într-un fel de podcast, aș putea spune, a precizat foarte clar erorile care s-au făcut în procesul de achiziționare a acestor vaccinuri. Pe de altă parte, am rămas de-a dreptul șocat în toată telenovela asta, că cumva miroase cumva aiz electoral. Sper să mă înșel, fiindcă cu un miliard de euro, dacă nu mă înșel, puteam să investim în niște drumuri, în niște școli, în niște spitale. În niște spitale, că apropo, încă o dată reiterez ideea, unde sunt spitalele regionale? Au rămas pe hârtie. Și dacă nu mă înșel, din 2018 până acum sunt 5 ani. Vor mai trece probabil încă 10 și vor rămâne la stadiul de machetă, nici măcar machetă. Bună, întorcându-mă... Tot ai adus vorba de spitale. Hai să punctăm faptul că femeile alea două au dat în funcțiune spitalul. Băi, cadou de ziua națională făcut pentru români. Trebuie, da, într-adevăr, cele două doamne cu Onenghe, 5 ani s-au chinuit și, într-adevăr, pentru copiii bolnavi de cancer va fi, într-adevăr, o mană cerească. Acum hai să trecem la vaccin. Dacă nu mă și la asociația, dăruiește viață, nu? Așa, dăruiește viață. Așa, trebuie felicitate cele două doamne. Întorcându-mă la politica, sincer, acum eu nu sunt nici conspiraționist, nici antivaccin. Mai trebuie să o reiterăm, fiindcă nu vreau să te cheme la Consiliul Național al Audiovizualului să spună că cine știe, suntem pro-rus sau știu eu ce alte baliverne li se nezăresc acestor indivizi. Întorcându-mă la această poică, domne, treaba asta ar trebui nu numai... Practic, oamenii ăștia sunt vârfurile de lance, da? Avem un ministru liberal, un fost ministru președinte de partid, domnul Câțu, domnul Vlad Voiculescu, care este un om important al USR-ului și a fost în cursa pentru primăria capitalei, după aia s-a oferit post de viceprimar, a refuzat. Este implicat și pe partea de ONG-uri, tot pe partea asta cu sănătatea. Da, a avut anterior politici, a avut câteva măsuri interesante. Mă rog, inclusiv cu aducerea pe o filieră neoficială, dar legală, de medicamente pentru cancer. Nu pot să zic că, într-adevăr, a făcut ceva. Iar doamna aceasta, Mihăilă, sincer să fiu, nu știu, dacă nu pot eu, sunt în măsură să o caracterizez, mă refer profesional, nu moral, dar... Totuși ar mai sunt personaje, domnul Gheorghiță, domnul colonel dr. Gheorghiță, domnul Arafat, cei care au făcut parte din acel Comitet Național de Vaccinare, domnul Ludovic Orban, adică sunt mult mai mulți factori care ar trebui chemați la DNA. Nu știu, nu suntem... Dar pe alte chestii. Da, mă rog, în toată treaba asta, dar ce e cel mai frustrant, domne, că te gândești că, până la urmă, Ursula von der Leyen a negociat atunci cum s-a negociat... Aceste vaccinuri sunt, de fapt nu prea sunt vaccinuri, sunt mai mult niște terapii genetice cu ARN-ul messenger acela. Că sunt efecte, dar pe de altă parte nu-mi explic de ce nu au avut curajul să iasă public să spună, domne, nu că ni s-a impus, dar ce trebuia să iei, că am venea cam 8 doze pe cap de locuitor.
Hai să spun și să dăm voie să explic și telespectatorilor. Deci, dacă mai țineți minte, dragi prieteni, nici prețul, nici cantitatea și nici furnizorii pentru vaccinurile COVID nu erau stabilite de statele respective. Ele au fost negociate, decise de Comisia Europeană, care, în numele tuturor statelor membre, pe baza unor costuri estimative, în baza unor estimări preliminare, în context de criză și habar n-aveam cu ce se mănâncă acest COVID, așa, au luat freză și au comandat o cantitate de 10 ori mai mare, mai mare decât populația UE. Da, și după aceea le-au băgat. Ei drept, unele state au pus piciorul în prag. Hop, până aici. România n-a avut curaj. E vina lor? Poate că da. Dar nu numai a lor. Sincer, eu nu-i apăr, dar are și, ar trebui să iasă public fiecare. Deci, domnul Câțu a spus foarte clar că azi a fost breaking news-uri toată ziua. S-a dus la DNA să-și consulte dosarul. Nu, la Comisia Parlamentară. La Comisia Parlamentară. Da, nu știu că breaking news era ceva cu dosar. Nu, da, este, da. A fost în comisie. S-a dat greșit știrea. A avut niște declarații, m-a surprins. Dar bune, ok, inclusiv domnul Ciucă, mi-aduc a zis... Deci dă demisia? Se ridice imunitatea... Da, este de acord... Și că își dă demisia din PNL. Se suspende. Sau se autosuspende. Da, se autosuspende. Nicolae Ciucă a afirmat că Partidul Național Liberal va vota pentru. În schimb, aici am USR-ul fără penalii în funcții publice. Ați auzit, stima, cum țipau, urlau ei. USR-ul... Deci. Fac bloc după modelul PSD-ului cu Năstase. Bă, rușinică, băi! Neomarxismul lor, din păcate, își arată încă o dată adevărata față. Și o spun cu dezamăgire, fiindcă acum 7-8 ani păreau cu totul altceva. Dar da, sunt o mare dezamăgire. Speram. Adică și domnul Drulă, nu știu, eu aveam pretenția că i s-au dat acești politicieni de la USR și inclusiv, nu știu, reperul, doamna s-a dus la reper, dar nu da. Mă așteptam ca totuși... Mă așteptam și eu să facă mai multe, să schimbe iasă, ceva, dar să iasă public, să iasă public și totuși să zică domnul să ne ancheteze. Să ne ancheteze, să-și dacă facă justiția de treaba. De altă parte, dacă într-adevăr a fost directiva cum a fost, sau încălcat niște reguli, niște probabile astea, să vedem cum evoluează ancheta. Că noi nu suntem în măsură, nici eu, nici tu, suntem... Da, e, oricum, ancheta este, din punctul meu de vedere, dubitabilă. Bineînțeles, dar da. Pe de altă parte, până e necesară. Este necesară, dar până la propria contrarie au și oamenii ăștia prezumția de nevinovăție. Nu suntem absolut în măsură ca și ceilalți care greșesc din mainstream. Știi ce mă surprinde pe mine? Bă, fraților, băi, oameni buni, ce se mai aude cu izoletele? Cumpărate la... Dar nu știm nici de izolete. Izolete? Hai să mai spunem altceva. Ce facem cu măștile? Care erau neconforme. Păi, domnul... Alea neconforme, stai așa un pic. Îți spun pe surse, dar pe surse sigure. Măștile sunt și acum depozitate în fel de fel de locuri. Păi unele are bugete și sunt mutate de colo-colo în funcție de controlul camerei de curții de conturi. Știu, dar mai e o problemă. Unele au fost date și la frații noștri de peste Prut. Puține, oricum puține. Le-am dat, e bine că le-am dat. Și unde sunt aparatele alea, domnule? Că ne boteam că n-avem aparate de... Oxigenare, defibrilatoare și astea cumpărate. Unde sunt toate alea? Au făcut și o fabrică de măști la Dragomirești aici, cu banii Ministerului Energiei. Apărări. Nu? Nu mi-a dat apărare? Nu, Ministerul Energiei a băgat că era până... Păi, Romarmul e al Ministerului Economiei, unde era Virgil Popescu. Păi ar trebui acești domn să dea cu susenatul. Păi, eu mă aștept și la domnul Orban. Păi și el ar trebui să fie chemat. Hai să spunem pe aia dreaptă, declarațiile din pandemie când se ieșea zi de zi cu atâtea sute și mii de morți care nu sunt. Apropo, se face prima autopsie a unei persoane care a decedat și a fost înmormântată, da, cum da, a fost înmormântată la Arad. Și s-a cerut de descumare. Da. Și o să vedem că justiția a dat acordul, să vedem că mulți, nu te supăra, mulți s-au acoperit. Eu nu acuz medicii încă o dată. Tot respectul pentru profesia, dar mulți au luat în derâdere jurământul lui Ipocrat și sub actele de stare de necesitate, stare de urgență, plus că s-au îmbogățit. Eu n-am nicio nevoie, dar pandemia a fost mănăcerească anii ăștia, cu sporul, cu tot. Și oamenii ăia care unii au murit cum au murit. Hai să fim serioși. Eu am văzut medici
care au stat la urgențe, la nu știu ce, hai să lăsăm sporurile deoparte. Și așa ei erau plătiți prost pe vremea aia. Eu nu-i apăr aici. Nu-i apăr. Eu aici spun cinstit că sub acoperirea... Dar nu trebuie toată taima. Au fost unii care sub acoperirea au băgat acoperirea acestei pandemii, le-au oferit prilejul să obțină niște sporuri. Îl declarăm pe la mor de COVID și așa mai departe. Dar sunt supoziții. Eu am trăit în pandemie cu mama mea și a fost tratată cu picioarele. Deja nici n-am intrat bine, mi-a dus foarte bine aminte, nu o să stau să extrapolez în emisiune la tine cazul ăsta și nu e. Deci spun că a fost tratată, adică aproape mai avea puțin să fie numită... În provincie? În provincie. Asta e nenorocirea. În provincie. Pentru că în spitalele județene, lasă-mă să termin ideea, în spitalele din provincie să te ferească Dumnezeu să intri, cu excepția spitalelor din centrele universitare. În rest, e dezastru. Eu aș face anchetă și pe treaba asta. Cine să o facă? Păi justiția, că de-aia au bani și au pensii speciale și facilități. S-au creat caste în statul român. Hai să nu-i mai apărăm. Nu. Sunt și oameni care... Nu-i mai apăr. Nu, eu în justiție am o încredere foarte redusă. Și nu, hai să trecem, dacă tot vorbim de justiție, hai să trecem la spectacolul Cherecheș, 5 ani cu fugărire. Băi, deci... primarul Baia, din Baia Mare a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Bineînțeles, este de negăsit. Și ce chestie? În septembrie, acum vreo 2 luni, 3 luni, aici sunt și imaginile, primarul Cherecheș a făcut o nuntă de tip nord-corean, organizată pe Câmpia Tineretului, transmisă online direct pe site-ul primăriei. Că de el era boierul șef, așa ceva de genul ăsta, am părțit și pachete cu mini sticluțe de șampanie și așa. Dom'le, dar a fost o etalare absolut obscenă a avuției și puterii în fața unor, în fața unei gloate flămânde. Oamenii stăteau dincolo de gard și priveau la chestia. Vrei să spun o chestie? Sincer, asta arată omul, nu vreau să lansez public, îmi place să fiu echilibrat, omul ăsta sănătos la cap nu este. El a mai făcut niște matrapazlă și cu zidul, cu comunitatea romă la Baia Mare, niște lucruri abominabile. Da. Pe de altă parte, hai să nu uităm, a fost membru PSD, după aia a trecut în grupul independenților, la urmă apoi pe, a fost pe UNR, apoi PNL, exact, apoi adică iarăși s-a întors un traseist politic abject. Una la mână, doi la mână, dânsul e cunoscut, a fost arestat în campanie, a câștigat, iar s-a întors, iar adică... nu este străin de problemele cu justiția, iar asta cu fuga, cu că s-a luat măsuri acum, este o furtună. Știi care e chestia? Bine, revin la nuntă. A fost, știi care e singurul eveniment care a fost mai scârbos decât evenimentul ăsta lui fastuos al nunții? Aniversarea lui Ponta de pe Stadionul Național. Bine, aia s-a uitat. Deja din 2012 până acum. Bă, nu trebuie să uităm. S-a uitat. Asta este Ponta. Din punctul meu de vedere și asta este atitudinea și părerea despre ei înșiși a unor parveniți politici. Să știi că Ponta aici e o sală apăr. Eu cred că a evoluat. Atunci poate a fost luat și de beția puterii și a consultanților. Era, acum eu îl văd și îl urmăresc cu plăcere. Ți-o spun că are niște luări de poziție destul de interesante. Și e destul de echilibrat. Nu acum. Cred, adică nu știu. Până la urmă vom vedea în viitor. Eu știu că a fost... A fost să fie dat jos, eu știu unde s-a dus prima dată. Nu contrazic acum. Și ca om specializat în acest domeniu, îmi arată clar că am înțeles. Răspundea unor comandamente de acolo. Păi câți politicieni nu răspund unor comandamente? Bă, dar nu pe față, nu cam. Hai să nu mai spunem. Da, bun, să mă întorc la Cherecheș. Deci, domnule, ce ți se pare așa... Acest Cherecheș era un fel de nobil, cum vrei să o luăm? Da, Bunăresc, da, Bunăresc, adică și are o apetență către cultul personalității. Eu asta și l-am scanat, adică mă rog, a fost previzibil că a fugit și a pregătit în timp, știa că va fi condamnat și știi ce e mai abject în toată. Am înțeles că maică-sa cu soția, actuala soție, sunt plecați în Italia, sub, da, la o insulă, unde sunt mari miliardari, dar ce... Frustrant, genibil, nu știu cum să mă exprim față de tine și de telespectatorii acestei emisiuni, cum și-au permis și până la urmă și soția lui, că până la urmă cine se aseamănă se adună, nu? Și-au lăsat socrii în pușcărie. Sunt arestați. Și oamenii acum... Părinții, socrii lui, da. Mama, soacră, tata, socră. Oamenii poate au fost forțați să ducă la procurarea să-i dea
25.000 sau 50.000 de euro, ca ăsta să primească o sentință mai ușoară. Dar eu cred, părerea mea, și nu sunt nici profet, nici mare specialist în cazuri de-astea de corupție, dar eu cred că domnul acesta va fi adus la un moment dat în campania electorală din toamnă în țară. Știe foarte multe lucruri și din vechea guvernare PDL și din actuala guvernare și din guvernarea USL. Are foarte multe, știe foarte multe secrete și are și câțiva scheleți în dulap, că fiecare om politic are. Asta a spus-o domnul Oprescu și încă o dată o reiterez. Și va fi readus, dar nu acum. Și Arsene a fost readus. Ai văzut foarte bine, nu Arsene, scuză-mă, nu Arsene, fostul soț al Lavinei Șandru. A, cam un lapsus. Ăla din Slatina. Da, da, da. Deci a fost Vulcov. Darius Vulcov. Așa, să mă iers că am auzit. Darius Vulcov a fost adus, cum a fost adus, da? La pușcărie frumos. A mai fost revoluționarul din Brașov care a fost la SSPR, Maior. Aha. Doru Maior. L-a fost adus, cum a fost Dorin, adus. Dorin. Dorin Maior din, a fost adus din... De unde? Din Italia. Uh-huh. Este posibil să fie și dânsul adus. Mai e o chestie. Hai să spun ceva. Mă, cum, Doamne, iartă-mă, deci exact cu 2-3 ore înainte, câteva ore înainte de a se pronunța hotărârea definitivă, a tulit-o. Păi, dar nu te supăra, când ești la butoane, ai acces la informații. Toți da? În local, în orașe, pe plan local, da. Pe plan local și în orașe de provincie sunt într-o anumită da. Frăție. Da, mai e o chestie. Băi, așa. Deci el era condamnat, sub control judiciar și... a scăpat. Dar în schimb, mă întorc un pic în timp. Piedone nu era condamnat, nu era în control judiciar, dar a fost împiedicat să plece de la aeroport. Bă, parcă... Păi încă o dată reiterez, omul ăsta știe multe. Și acum nu fac acuzații, dar sistemul l-a ajutat indirect. Piedone, până la urmă, ce? Era prins în cazul cu colectiv, cu tragedia de la colectiv, plus alte lucruri. Mai care s-a dovedit că... Păi cine l-a condamnat pe Piedone? Nu l-a apăr pe acest domn Piedone. Dacă își face o campanie agresivă pe Facebook, treaba lui ce face. Dar cei care au dat sentința ar trebui să plătească. Și e un domn că nu cere... Adică nu... Cere despăgubit. Da, pentru da, da, un an jumate la pușcărie nevinovat pentru statul român trebuie să plătească acum da. Pe bune. În alta curte de casație a dat... Eu n-aș fi iertat, sincer. Mă rog, poate... Are considerentele lui. Și considerentele lui și poate are un calcul politic la mijloc. Da. Și e posibil, nu știu. Dar în cazul Cherecheș să ai clar informația. A trecut, adică pleci cu buletinul la un vot care seamănă... Deci, nu știu. El la momentul actual are proprietate în Italia? Are. Are. Are o mică afacere, un magazinaș, eu spun eu, are pe Palermo un magazinaș. Are afacere? Pare. De care se ocupă altcineva, dar e pe numele lui, da. Deci va fi protejat de Bica statul italian. Bica în Italia? Da. Trăiește, fai mersi? Da, bineînțeles, și mai sunt destui. Mai sunt corupte, mai este aia care a fost Codru de la ANRP, cum ne-a da. Chemat Codru. Mai e și de Dragomir ăla de la SRI, fost colonelul. Păi mai știi cineva de... Nu-i colonel, mă, era len colonel. Mă rog, așa, da, Dragomir. Mai știi ceva de Dragomir? Nu, ce-o cu mic jurul de Dragomir. Știe prea multe. Dragomir da. A plecat, fai mersi tot așa când i-au dat da. Condamnarea. Probabil i s-a dat partea. Și mai avem băiatul lui Ginu Iorgulescu. Oh, da, eu, acum cinstit, eu nu, dar băiatul ăsta dacă într-adevăr este sub incapacitatea facultăților mentale, taică-su care are o groază de bani, da, acum nu, de ce nu permite să vină o echipă de medici din România de la să, le evalueze. Să le evalueze și să spună, da domnule, este omul, este nebun? Stă închis. Atunci e nebun, dar atunci să-l iau pe medicul ăla care i-a dat avizul psihologic de permis. Exact. Și cu asta basta. Da. Și să-i dau o despăgubire familiei, că totuși femeia aia a rămas la 20 ceva de ani cu doi copii mici. Indiferent da. Că ori fi că a zis că sunt interlopi, neinterlopi, copiii era drogat, nedrogat. Dom'le, copiii vor crește fără tată. Da. Și femeia va avea probleme în viitor să le asigure la copii, indiferent că sunt sau nu sunt. Drogat, nedrogat, este clar. Era păi și trebuie să răspundă, domnule. Mă rog, și este fain mers în Italia, mă rog, except în v-am zis, asta e părerea da. Mea. Ce să zic, Cherecheș și în opinia mea, eu cred că va fi adus într-una din campaniile astea. Eu cred că mai degrabă... Nu, cred că va veni odată cu Alina Bicaș și el. Nu, eu nu cred că mai vine. Nu cred că mai dacă vine. Țin în cont că a luat-o și pe maică sa, care era senatoare PNL, dacă nu mă înșel, Viorica Cherecheș, soția da. Care e gravidă și da. Pe socră îi lasă de izbeliște, așa? E, vor trăi. Hai să trecem la telenovelă. Domnul, deci...
La începutul acestei luni, Marcel Ciolacu declara război cu evazioniștii. Citez. Voi veni și vă voi scoate din vâni, vă voi scoate de peste tot. Am cheia citatul. Știe el ce știa. Și a intrat lumea în vân. Și pac, la Sculeș, la Calafat, zeci de vame și polițiști de frontieră au fost reținuți. Ba, la Calafat, o tură întreagă a fost luată. A fost luată la cercetări și așa mai departe. Știi că au scăpat doi. Da, am citit. Au scăpat doi, erau în concediu. Asta tot, okay. În opinia mea, tot o dramuletă electorală, pre-electorală. Hai să fim serioși și dacă s-ar dori cu adevărat să facă o neapărat epurare, să vorbesc cu un termen mai... Curățenie. Ai face o altfel, ai stabili niște criterii de integritate, te-ai folosit de serviciile secrete care le avem, SRI, SIP, DIPI... DIPI, că SRI-ul nu are atribuții pe domeniul... Domnule, până la urmă modifici CSAT-ul ăla și bași și treaba. Bași niște legi ale securității naționale ca lumea, exact, că tot vă lângănim. Și pui... Și aia faci un agreement cu justiția pe parte de anticorupție ca să fie tot ok și ei pe ăștia, într-o noapte ai făcut curățenie, într-o săptămână, hai nu într-o noapte, dacă vrei cu adevărat. Dar eu aici trebuie, a mai fost cazul ăsta și în 2010, 2011, în iarnă. Da, deci în 2011, descindere în 5 vămi și localități din 10 județe în care era cu Codruța la putere, cu mușchii ca oțelul, adunat tot mușețelul. 40 de polițiști de frontieră și 20 de vameși au fost aduși la București cu elicopterele pentru a fi audiați de DNA. În 2011. Acum suntem în 2023. Și ce? Ales Bules. Bax Albina. Păi toți oamenii niciunul au, n-a fost au câștigat în instanță, da? Știu cazul concret. S-au reîntors pe... Păi, da, și au primit și salarii. Și salarii compensatorii. Cine a ieșit în pierdere? Statul român. Nu, adică noi, contribuabili. Doamna Chioveși este unde este. Da? I s-a construit imaginea de mare zeiță a justiției. Păi numai pe doamna Chioveși. Dacă doamna Chioveși era cum era, că s-a revoltat pe domnia sa, de ce n-a rămas domnul în România? Băi, i-au făcut circul ăla, într-adevăr, politic. Dar putea să stea pe tușă o perioada post-dragnistă, da, Dragnea, și pe aia poți ieșea din nou. Da. Dacă vrea să fie precum procurorii care au luptat cu mafia la început, la mijlocul anului 90. Eu pe doamna Chioveși o consider cel mai mare pescar al țării. Da, pescar. De ce? Că l-a pescuit, prins, pupat, fotografiat și dat drumul. Da, și ce a luat-o acum la Bruxelles? Da, stă faia, mersi, și ce mare corupție anti-europeană face? Haide să fim serioși. Asta e de Petre Ispirescu. Asta numai pentru jurnaliști ăștia care sunt nou, au anumită linie globalistă, să-i pot spune, da? Hai să fim serioși, ce mare anticorupție europeană? Când tu în România n-ai rezolvat absolut nimic. Ce s-a rezolvat în România? Că omul simplu care fură o găină ia 5-7 ani și ăștia care fură cum fură, că le zic ăștia în ghilimele. Ce mai crede omul simplu? Cum te mai împui tu în politică? Nici ăsta a plecat. Lumea ce? Lasă-ne bă cu justiția voastră și cu asta. Și mai pierdem un ciclu electoral. Fii, o să vezi ce o să mai comentăm. Dacă o să mai avem emisiune, de la anul când va fi pe rupere, la ghilimele la rupere, că vor fi 4 tururi de alegeri. Da, asta dacă nu vine vreo pandemie chinezească, nu știu, ai văzut? Da, am văzut. Ai văzut? Iar ne pregătim, iar cu izoleta, iar cu aoleu vine izoleta, vaccinul. Posibil, nu știu, dacă erau 9 vaccinuri. Nu, stai că nu s-a terminat război, mă. Când se termină război, atunci începe pandemia. Doamne ferește, eu spun până cu agenda asta, acum nu vreau să fiu cu conspiraționist, dar ferească Dumnezeu. Deci ar trebui să am 9 doze de vaccin, îți dai seama, 7, 8, 2, 9 doze. Dacă mergem după, nu știu, să vedem ce fac procurorii, dacă într-adevăr fac treabă. Noi suntem simpli privitori a unui spectacol grotesc, aș putea spune, că nu avem nicio forță, singura noastră forță rămâne. Această emisiune ne mai dăm o anumită părere și o opinie pe care alții nu le dau, din anumite considerente. Nu avem noi treabă cu alții. Știi, zicea președintele, România e un stat eșuat? Sincer, nu cred că suntem chiar în halul ăla de eșuat. Băi, din punct de vedere al justiției, mie așa mi se pare. Vorbesc foarte serios. Asta e părerea mea. Nu știu, vreau să... Mie mi-ar fi teamă să intru pe mâna justiției, chiar dacă am dreptate. Sincer, nicio. Nu mai avem timp, că ți-a și povestit o experiență care m-a marcat. Am fost spectator la un caz, am adus pentru un prieten să dau o declarație pentru să-l ajut pe el, că era un cetățean foarte
onest, mă rog, a avut anumite probleme. Da, ce le-au declarat? Așa, și era un accident în sala de instanță și dădea respectivului, mă rog, i-a dat că avea studii superioare, era căsătorit, i-a dat cu suspendare, familia era amărâtă și 20.000 de lei daune morale la familie. Nu sunt niciodată episodul cum ăla a ieșit cu amanta sau nevasta bucuros și erau amărâți în sală și nu înțelegeau ce minuta... Da, da, păi asta e că de mult... Să-l dă judecat, ce s-a da, luat? Păi știi cum este, nu mai știu cine avea o vorbă. A, ăsta, profesorul ăla de matematică... Colceag? Nu, ăla, în fine, spunea, bă, dacă nu poți să-i convinzi, pe ce știi? Păi citește câte o minută de aia, câte o hotărâre judecătorească de... Ce să mai rămâi da. Șocat la repusie de la... Asta e, să te ferească Dumnezeu da. De justiție. Corect. Atât pentru astăzi. Și mersi, Sebi. Mulțumesc și la bună vedere și da. Să ne vedem și... cu bine. Dragi prieteni, feriți-vă de justiție. Deci, fiți buni!